A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un tărâm numit Geotărâm, unde tehnologia și magia trăiau la oaltă. În acest tărâm domnea un rege pe nume Parol Cel, cunoscut pentru înțelepciunea și abilitatea sa de a da parole imposibile la conturile de e-mail. Regele Parol Cel avea un fiu pe nume Prințul Connectic, care, spre deosebire de tatăl său, era fascinat de gadgeturi și internet. Prințul Conetic petrecea ore întregi pe rețelele sociale, încercând să devină un influencer faimos. Într-o zi, pe când scrollăria pe Insta fabulous, Connectic a primit un mesaj privat de la o domniță misterioasă, Lady Selfie Vania. Lady Selfie Vania era faimoasă pentru frumusețea și selfie-urile ei impecabile, dar puțin știau că în spatele acelor fotografii se ascundea o prințesă blestemată. Se spune că în fiecare noapte, când, când ceasul bătea miezul nopții, Selfivania se transformă într-o tabletă de 10 inci și rămânea așa până la răsăritul soarelui. Intrigat de povestea ei, prințul Connecticut a hotărât să plece într-o călătorie pentru a o salva. Înainte de a porni la drum, regele Parol cel, i-a dat fiului său o amuletă specială, numită Wi-Finder, care putea detecta semnale Wi-Fi oriunde s-ar afla. Astfel, Connectic putea să rămână conectat și să posteze actualizări în timp real despre aventurile sale. Prima oprire a fost în satul TikTokila, unde sătenii erau prinși într-o buclă infinită de dansuri și provocări virale. Acolo, Connectic a întâlnit un vrăjitor pe nume Filtermax, cunoscut pentru filtrele sale magice care te făceau să arăți ca o stea de cinema. Filtermax i-a spus lui Connectic că pentru a rupe blestemul lui Selfivania, trebuie să găsească trei artefacte magice. Like-ul de aur, share-ul de argint și subscribe-ul de diamant. Prințul Connectic a acceptat provocarea și a pornit în căutarea artefactelor. Prima oprire a fost în pădurea YouTubeică, unde locuia un dragon pe nume Algoritmul. Acest dragon păzea like-ul de aur și își petrecea timpul recomandând videoclipuri amuzante și educative tuturor trecătorilor. După ce i-a oferit algoritmului o serie de comentarii pozitive și un videoclip viral, Connectic a reușit să obțină like-ul de aur. Următoarea destinație, uh, următoarea destinație a fost muntele Snapgram, unde Sheryl Dargint era păzit de o zână pe nume Storiella. Ea era foarte capricioasă și dorea ca fiecare moment să fie perfect documentat și împărtășit. Connectic a trebuit să creeze o poveste captivantă și să o posteze în timp real pentru a impresiona storiela. După multe încercări, a reușit să obțină share-ul de argint. Ultima provocare a fost cea mai dificilă. Subscribul de diamant era ascuns în turnul Twitchica, păzit de un boss final pe nume Gamerock, un streamer legendar cunoscut pentru abilitățile sale de gaming, și pentru armata sa de abonați loiali. Connectic a trebuit să participe la un maraton de gaming împotriva lui Gamerock, iar în final, după o bătălie epică de 24 de ore, a reușit să câștige și să obțină subscribe de diamant. Cu toate cele trei artefacte în posesia sa, Connectic s-a întors la castelul Lady Selfivania. Acolo a descoperit că blestemul putea fi rupt doar dacă toate artefactele erau folosite simultan. Prințul a dat like, a share și a subscribe în același timp, iar magia a început să curgă prin castel. Lady Selfivania s-a transformat înapoi în forma ei umană și blestemul a fost rupt pentru totdeauna. Regele Parolcel a fost atât de încântat de reușita fiului său, încât a organizat un mare festin, iar prințul Conectic și Lady Selfivania au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, postând vloguri de călătorie și tutoriale despre cum să-ți protejezi conturile de hackeri. Și dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați like, share și subscribe. Dacă nu, s-ar putea ca următorul vostru selfie să iasă cu ochii închiși și să nu prindeți niciun like. Trăiască geotărâmul!